Campania națională Fii atent la trecere, inițiată de Inspectoratul General al Poliției, este în plină desfășurare la Nisporeni. Asigură-te la traversare, privește în stânga și în dreapta, fii ochi și urechi, ia copilul de mână, nu staționa fără motiv, grăbește-te încet, nu alerga, nu folosi telefonul, scoate căștile, traversează regulamentar. Acestea sunt mesajele de sensibilizare care au apărut astăzi la mai multe treceri de pietoni din raionul Nisporeni, prin intermediul cărora poliția dorește să reducă considerabil numărul de accidente rutiere cu implicarea pietonilor. Avem o concrare, spun eu, destul de bună cu toate primările. Chiar unele cazuri foarte bune și sunt mulțumit de intervenția. Chiar ele au o măsură destul de frumoasă cu provocarea șefului inspectoratului general domnul Pender cu trecerii de pietoni. Echipa noastră a fost în partea primăriei, astăzi a început în Nisporeni, deja finalizat. Mulțumesc Milești, Silești, Ciorești, Cristiești. Primele mesaje, privește în stânga și în dreapta, scoate căștile, au fost inscripționate de primarul orașului Nisporeni la o trecere de pietoni din oraș. Administrația publică locală a dat curs provocării domnului Pânzari de a securiza trecerile de pietoni, în special în zonele unde sunt școlile și grădinițele. Ne bucurăm mult că asemenea inițiative vin să facă securitatea la trafic mai bună, să facă securitatea la trafic și anume în trecerile de pietoni mai securizate. Pe această cale îndemn și colegii mei primari, primari din raion și chiar din întreaga țară să dea curs aceste inițiative nobile de a securiza trecerile de pietoni prin marcaj special și chiar în unele locuri de a-l face unde nu există. Astăzi primarul orașului Nisporeni a acceptat pozitiv această provocare și împreună cu angajații poliției au inscripționat 3 mesaje de prevenire și siguranță la 3 treceri pietonale din preajma instituțiilor de învățământ din orașul Nisporeni și anume cu mesajul grăbește-te încet, privește în stânga și în dreapta și scoateți căștile. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în total, în 6 luni ale anului curent, s-au produs aproape 470 de accidente cu implicarea pietonilor. În 140 de cazuri, trecătorii au fost loviți în timp ce se deplasau ori așteptau pe trotuare la trecerile pentru pietoni. Astfel, 5 persoane au murit, iar peste 140 au fost rănite.